și bine ați venit la un nou episod. Un nou episod cu Don't Starve. Da, e o poveste interesantă cu jocul ăsta. E un joc survival, gen Minecraft, doar că nu e Minecraft, are o altfel de perspectivă și trebuie să faci lucruri complet diferite. Dar ideea e că eu cu Boxe nu prea o să mai facem Minecraft, iar Boxe a venit cu ideea, a zis hai mă, fă doar tu o serie de Minecraft sau fac doar eu o serie de Minecraft. Pentru că oricum nu mai avem ce să facem în Minecraft, așa că o să caut un alt survival. Am căutat un alt survival și am dat de un site gen ce, un top al survivorului și altceva. Și așa m-am întâlnit cu Don't Starve. Am jucat și eu un pic ca să văd cum e jocul așa în sine el. Și după l-am downloadat și am zis să vi-l arăt și vouă. Nu știu dacă o să vă placă neapărat, dar să începem, nu? Ok. Ideea e următoarea. Ai, poți să ai, să zic de Minecraft, mai multe caractere. În momentul ăsta eu nu l-am decât pe The Gentleman Science ăsta, pentru că nu am jucat suficient cât să fac un level. De fapt, am mai deblocat câteva caractere, dar l-am dezinstalat ca să nu facem nicio mânărie aici. Da, adică la level 2, pentru că atunci când mori, e un joc gen Minecraft hardcore, adică dacă mori, te-ai dus de tot, adică îți delitezi cum ar veni harta. Mă rog, poți să păstrezi, dar e nașpa. Așa, și la level 2 o să-ți blochezi poasta, la level 3 poasta. Dar nu contează, asta, până acolo am zis, dar până atunci jucăm cu asta. Customizate World, aici poți să scoți sau să bagi mai multe din tot ce-ți oferă jocul. Mă rog, nu o să umblăm aici. Așa că start! Pentru cei care nu știu, Don't Starve înseamnă nu muri de foame, deci asta înseamnă că asta e ideea jocului. Acolo unde vedeți în colțul din dreapta sus al ecranului este, nu știu ce dracu e, dar ideea e că zice în ce zi ești și în ce parte din zi ești, mai exact. Mai jos ai un stomac. Aici, stomacul, care spune cât de foame ție, viața, care spune, bineînțeles, câtă viață ai, și chestia asta care nu știu clar ce face, dar ideea e că dacă îți scade foarte mult, începi să vezi multe chestii ciudate, monștri, chestii. Spre deosebire de Minecraft, nu trebuie să mai ții minte rețete de craftat, aici toate chestiile pe care poți să le craftezi și multe sunt blocate, asta pentru că ai voie doar după ce ai făcut asta, Science Machine, să faci alte rețete, adică să craftezi alte chestii. Prostia în jocul ăsta e că Science Machine-ul nu poți să-l iei după tine, ceea ce e foarte nasol. Ok, am dat totul la minim. Am crezut că nu l-am dat la minim și ca să mă aud. După cum cred că ați observat, până acum tot ce am făcut a fost să strâng pietre, morcovi și alte căcate. Acum, apropo, dacă tot am o piatră, o să fac un topor cu care o să sparg pomul.
Eu sper să vă placă jocul, poate vă bucați și voi de el, pentru că merită jucat, e un joc foarte șmecher. Mă rog, mai puțin când te omoară și ești prin ziua, nu știu, 30, 40, te oftici grav pentru că ai murit și nu poți decât să o iei de la capăt. Dar în rest, este foarte șmecher. Nu știu eu toate chestiile despre jocul ăsta, pentru că v-am spus, nu am jucat decât puțin, ca să nu fiu cel mai mare noob cât într-un joc, dar mă descurc așa, adică am citit câteva chestii interesante pe wiki-ul celor de la Don't Starve, știți, gen, pe Minecraft Wiki, dacă e wiki, au și ăștia un wiki al lor. Jocul a ieșit din beta, cred că acum o lună, sau ceva de genul, deci e relativ nou, dar peste vreo 7 zile, cred, o să-i facă un nou update, ceea ce nu poate fi de bine. Acum, ideea este că noi cam trebuie să fim atenți, pentru că aici sunt fazele zilei, cum ar veni, adică chestia galbenă e zi normală, după e un fel de, nu știu, asfințit mai lung, ceva de genul ăsta, iar după e noaptea, pur și simplu nu vezi absolut nimic, adică dacă ești noaptea fără o torță măcar, sau nu stai lângă un foc, atunci e o problemă gravă pentru tine. Doarme ciuperca. Ciuperca doarme ziua, înseamnă că noaptea apare ciuperca. Ce putem noi să facem noaptea decât să ne punem în foc lângă ciuperca și să așteptăm să crească. Dar ideea e că dacă nu ești atent, timpul nopții vin creaturile nopții și asta e cam de căcat pentru că te omoară. Neașteptat, nu? Adică în ce joc există o creatură care vine la tine și hei, vrei să-ți dau heal? Pe bune, nu are ce să dau. Jocul se poate controla ușor din mouse și din tastatură, în tastatură controle WASD și space. Și atât. Ok, următoarea noastră țintă, cum ar veni, este să găsim un pietroi. Un pietroi mare care... Da, da, corect, se poate schimba și perspectiva în joc. Dar, mă rog. Așa, ideea este că găsim un pietroi care, dacă îl spargem, o să ne dea pietre de-astea și gold nuggets, care ne trebuie pentru science machine. Pleacă de acolo, că ale mele, pleacă! Mata. Da, ok, hai să facem foc. Aleluia. Focul nu stă așa el pur și simplu, trebuie să-i adaugi fuel. Este extrem de mare. Dacă am fost într-o pădure în momentul ăsta, i-am fi dat foc. Da, se poate întâmpla și chestia asta, dar mie așa îmi place să văd tot ce e în jurul meu. Sunt eu sigur că nu e nimic. Și urmează noaptea. Foc, trec prin foc, așa e, m-am blocat un foc. Ok, și cam așa arată noaptea, adică nu văd decât ce este la foc. Oh, uite și blumașul. Ok, și pentru că începe să ne fi foame. Da, încă o chestie care la jocul ăsta e foarte interesantă, doar că face jocul să fie și mai greu, este faptul că mâncarea se strică în inventar, adică are o chestie verde acolo în spate și dacă nu o mănânci, chestia aia scade până se strică mâncarea. Nu sunt foarte sigur, dar cred că cât se strică mai mult, cu atât e mai nasol pentru tine, pentru că îți dă mai puțin de-aia de hrană, nu știu sigur asta, zic și eu că ar avea logică, da. Da, nu întrebați de ce gătesc semințe, adică
facem nat mai aici. Mă plictisesc. A, bă, zi! Hai, zi, vin odată! Ce-i asta? Ah, ne vede. Ops. Asta e harta. Este o hartă enormă, adică... Este cam... mă rog, e mai mare, dar mie lene să mai dau și bineînțeles poți să dai și mai încoace, niciun fel de problemă. Ok. Da, deci e o hartă enormă. Ceea ce nu poate să fie decât bine. Hai să mai dau un pic de zoom, că... Tu-tu-tu-tu-tu. Și ce mai faceți voi? Ok. Uite, uite o piatră. Cum de-am ratat-o? Bine, o să mă duc acolo. Super. Haide. 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 Ok. Yeah. Close. Asta cum se pune. Mamă, câți morcovi am ratat. De ce fi ratat să morcov? Morcov ratat ce este. Încoacerea, încoacerea. Ok. Sper să vă placă seria nouă de Don't Starve pe care încerc să o fac. Adică jocul este super și chiar vreau să împart cu voi o grămadă de jocuri pe care le găsesc și sunt mișto, cum ar fi chiar și Scarface, mă rog, ăla nu l-am găsit, dar oricum e super și nu știu câți dintre voi știți jocul. Adică, mă rog, sper doar să nu fiți, știi, pe genul ăla de dacă nu știu ceva, nu încerc sau chestii de genul ăsta, niciodată nu e bine să faci asta. Exact cum credeam, e mai sus un pic. Și uite-o! Sunt mai multe. Facem turn hope. Și strong, 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 strong. Super. Mi-a dat pietre, dar nu mi-a dat. Really. Ah, ba nu, pot să iau lemnul și să arunc căcatul ăsta. Unul l-am și plantat. E greșeală. Ar fi super, dar știi că acum dacă îmi pică ăla o să fie cam nasol pentru că... Ce mă, nu mai sunt pietre, Bogdameș? Punt un drum. Tare. Ia să iau puțină mâncare care mai e aici. Să mergem pe drum, ia. What the fuck? The fuck is this? Curcan infect. Fuge de mine. Nu mai fuge! Hai, mă pic pe tine, n-am nevoie de tine, am mâncare. Pam, 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 pam. Pare mai fie ceva bun. Dar în continuare niciun gold. Dă-mi bă gol, jegule, infectule, boule. Mori! Bine că-l speri și că nu mă atac, adică la cât de mare e pe lângă mine, cred că... Mamă, câte rabbit hole. Genius. Frate, te plictisești, dă și mie niște gold de ăla. Așa, măi. Da, asta vreau să faci. Nu, dar sincer n-am stricat. Ce căcat e ăsta? Ha, mă bucur, bună informație, nată, da, genial, pe bune.
mai termină căcatul ăsta și vine noaptea. Să facem overdose, dracu! I will destroy you! Ah! Bag târnă copul în tine, băi! Bine, ok, n-am văzut să-l. No! Uite, am ajutat o cioară să trăiască. Pentru că noi nu urăm ciorile. Noi nu suntem rasiști. Super! Ok, trebuie să ieșim după căcatul ăsta, că mi-e frică să fac foc pe aici. Oh, there we go, super! Am găsit și o porțiune care... Oh, super! Sorry about that. Ok, să zicem. O să o pun aici și o să fac un foc. It's a campfire. Unde să-l pun, unde să-l pun? Nu aici, că e prea aproape de pomi. Măta, ok, aici. Oh. Ok. Morcov, 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 morcov. Adică mă enervează că se duc foarte repede și o să trească să... Ok, și asta e bună. Las-o aici. Încă nu mi-a picat gold-ul ăla. Pentru că cel mai important acum este să-mi pice gold. Și cu goldul să fac un ghiozdan. Da, adică mă rog, nu fac cu goldul ghiozdan, cu goldul fac science machine și după fac ghiozdanul cu... Oricum, am două de-astea care sunt perfecte să punem așa la foc. Ok. Comentarii retarde ai. Pom, pom. După cum ați văzut, s-a mărit perioada asta de asfințit dubios și a crescut perioada de noapte. Nu, invers, s-a mărit asta și a scăzut asta. Dar nu știu ce prostie am zis, dar nu contează. Ideea e că v-ați prins ce s-a întâmplat. Petale, morcovi, nu pot să... Ah, căcat. Contează-l cooking. Berry, probabil nici astea nu pot să le mai carry mai multe, normal. Dar am nevoie neapărat. Ute, drag! De... Ok, acum e noapte. Nu o să folosesc căcatul ăsta. Ok, și să mă facem pe 3. Perfect. Un lucru care mai pot face când fac science machine, ceea ce e foarte bine, este un sac de dormit ca să trec peste noapte. Este mult prea șmecher, numai că ca prin minune după aia sacul dispare. E absolut penibil, nu are niciun sens. Gen dacă e niciun sens. It's so dark. I can see again. Ding 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 ding. Bine. Aer din jurul focului ca un idiot. Top. Bine, repede să mai facem o foame, iegule. Abă! Astăzi, finally! Când începe un lag de la... Așa înseamnă că gata, a venit ziua. Ok, să vedem ce mai putem să facem. Am putea să... Oh, look at that! Ok, un schelet. Ok, nasol. Bine, numai asta ce să faci? Ce dracu e asta? LOL. Downpump. Și ce să fac cu el?
Oh, look at that! Super! Dacă vă întrebați de ce dracu iau căcat după jos, jocul ăsta căcatul e bun. Adică căcatul e fertilizator și chestii de-astea. Iar ăștia, Buffalo, sunt prea șmecheri. Am citit la site că pot fi controlați cu un anume Buffalo Horn sau ceva genul și atunci când strigi, adică nu strigi, scuze, sufli în horn. Am un pap! Super ca aia. Ok. Ei vor deveni practic ai tăi. Îmi place când se scoală așa. Ce dracu ai, mă? Bine, ok. Ești un ciudat. Așa. Poți să faci, dacă vrei, poți să aștepți. What the fuck is this? Sunt bun. Bine. Ok, asta a fost foarte ciudată. Jocul ăsta e plin de chestii dubioase pe care nu aș vrea să le... Atac. Ar fi penibil. Dar o să fac oricum. Mai bine nu vreau să fac asta. Bine, nu mă aștept să fie atât de multe. Fac, 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 două au plecat, fac, fac, au plecat toate. Sunt bun. Am fugit niște albine retarde să mă apuce. Nici nu fi taie. Hai, prietene, știu că poți. Haide, un gold, gold, gold. Nu căcat ăsta, gold. Imbecilule. Dăm gold. Gold, 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 gold. Du-te în gâtul mătii. Frate, ești prea sărac. Dă și mie niște gold de ăla. Uite, dau 7 căcat pentru un gold. Deci acum mi s-a salvat pe hartă unde da, acolo sunt aia, ok. E bine, îmi plac Buffalo, adică v-am spus care e faza cu ei și ar fi drăguț ca să pot să controlez unul sau mor mai mult, nu știu, clar, să controlez. Da. Ok, vine iarăși noaptea, ceea ce nu poate să fie decât ceva rău. Și aș vrea să pot cumva să skip, dar nu pot, pentru că trebuie să găsesc gold odată! Goldul mătii! Come on! Vreau pe drum pe aici. Ce poate să se întâmple dacă e pe drum? Nu pe ăla, what? Este foarte dubios. Oh, look at that. Big house. Și cum adică e singur? Lol, e singur. Încă-mi petale ca astea îți dau heal. Ok. Pot să folosesc compounder să-i dau foc la casă? E pun căcat în casă? Pot? Nu merge. Ok, nașpa. Oh, look at that. Sigur aș putea să-i fac ceva la casă, dar sincer nu vreau. Oricum. Mergem un pic cu coace. Vedem. Ah, oh, come on. Nu vreau să stau noaptea lângă schelet. Ce e ăsta? O, torță foarte tare. Dar asta s-ar putea să-mi folosesc. Ce s-arunc? Ce pana mea s-arunc? Căcat, îmi trebuie toate. O să mănânc asta, stai.
Vine noaptea, vine-mi pare. În grădina am o floare. N-are niciun sens. Ok. Campfire. Gabaus. Ar fi fost ceva. Pow. 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 Eat. 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 Pow. Pow. Ok. Mai tăiem un pic în copaci. Copaci. Cazi copac cretin. Licurici. Da, păi cred că acum suntem în ziua a treia și aici o să încheiem și primul episod din Don't Starve. Sincer, sper că v-a plăcut. Jocul e foarte tare și... Hai, mănâncă-le puțin de teta. Jocul e șmecher și sper că și vouă vă place. Nu sigur cât de departe o să ajungă seria, pentru că dacă moare... Na, moare și ar trebui să iau o lume de la capăt. Dar dacă nu, e bine. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Asta ar fi foarte șmecher, în special subscribe. Și... Fă-te dată zi. La revedere.